Același rit atât în rock cât și în funk. Cum îl putem deosebi? Rămâi până la final și hai să aflăm împreună. Salutare! Numele meu este Sorin Arsene, toboșar de peste 15 ani și astăzi vreau să-ți arăt care este soundul pentru rock cât și pentru funk sau pop. Vom începe cu acest rit. Și cu toții cunoaștem această piesă, Billie Jean de la Michael Jackson. Ai observat cât de funky și dansant sună acea formulă de bas și cât de bine relaționează cu acel ritm simplu. By the way, este primul ritm pe care îl învățăm. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă las fusul un pic mai liber și lovesc premierul un pic mai tare și puțin mai departe de mijloc. Exact, obținem Enter Sandman de la Metallica. Deci observ câte similarități pot să existe între stiluri. Foarte multe din stilurile de muzică folosesc aceleași ritmuri, dar diferența dintre ele sunt nuanțele pe care le aplicăm, sunetul, dinamica. De asemenea, de la stil la stil observ că diferă și atitudinea. Odată ce reușești să te conectezi un pic cu stilul de muzică și cu trupa care cântă această piesă, vei exprima și tu acel feel, ori funk, ori rock. Ok, gata, am înțeles. Deci, două lucruri cu care vreau să rămâi din acest video. Este important să studiezi mai multe stiluri de muzică și totodată să înțelegi diferențele de dinamică dintre ele. Și doi, te ajută foarte mult și să înțelegi atitudinea din spatele acelor părți de tobă. Relația tobei și sunetul ei în funcție de celelalte instrumente. Asta este tot pentru astăzi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video până la final și sper că te-a ajutat. De asemenea, urmărește-mi pagina, deoarece postez conținut nou săptămânal. Până atunci, sunt drum coach Sorin Arsene, îți urez o zi frumoasă și spor la studiu!